Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va acorda un grant în valoare de 600.000 de euro pentru finanțarea asistenței tehnice de implementare a proiectului Deșeuri Solide în Republica Moldova. Deputații au votat în acest sens ratificarea unui acord. Finanțarea nerambursabilă este destinată pentru serviciile de consultanță. Scopul proiectului este implementarea Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii aferente procesului de gestionare a deșeurilor solide. Totodată vor fi procurate echipamente și utilaje pentru transport, sortare, reciclare, compostare, precum și va fi sistată activitatea depozitelor de deșeuri neautorizate. Anterior, BERD a oferit și un împrumut în valoare de 25 de milioane de euro pentru implementarea aceluiași proiect.